Salutare și bine ai venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Elrond este de departe cea mai populară criptomonedă din România. Ecosistemul Elrond se dezvoltă în fiecare zi și tinde să devină unul din cele mai importante proiecte cripto din lume, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure pe noi toți. Cred că este foarte important ca fiecare dintre noi, cei prezenți în piața cripto și nu numai, să sprijinim acest proiect și să-l ajutăm să ajungă acolo unde și-a propus. În acest sens, în acest videoclip, doresc să vă prezint proiectul Ethereum, care este primul proiect care iese din incubatorul Elrond Dubai. Construirea economiei Metaverse cu Ethereum, platforma de valorificare a datelor pentru Web3. Ethereum este cel de-al doilea proiect lansat pe platforma Maiar Launchpad. Acesta a avut recent IDO pe această platformă, unde au strâns suma fabuloasă de 2 milioane de dolari, iar prețul per token a fost de 0,04 dolari. Haideți să vedem împreună despre ce este acest proiect. Ca de obicei, vă invit să vă alăturați comunității Mr. Crypto pe Telegram, Twitter, TikTok. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe dacă videoclipul de astăzi vă este de folos și de asemenea să apăsați și clopoțelul pentru a fi notificat când postez un videoclip nou. Găsiți linkurile pentru canalele sociale Mr. Crypto în descrierea videoclipului. Haideți să revenim și să vedem ce este Ethereum. Ethereum este prima platformă de brokeraj de date descentralizată multi-chain din lume. Aceasta a fost dezvoltată în ultimii 2 ani cu scopul de a debloca depozitele de date create și păstrate cu grijă de către organizațiile Web2. Ethereum crede în generarea de noi valori pentru proprietarii acestor date. Echipa Ethereum a recunoscut faptul că datele sunt un activ foarte tranzacționabil cu o valoare imensă pentru cei care le controlează și, prin urmare, își propune să le dea utilizatorilor posibilitatea de a prelua controlul asupra datelor lor în Web3 și în Metavers. Brokerii, cum ar fi platformele de socializare și motoarele de căutare, vând datele utilizatorilor lor unor companii care încearcă să maximizeze valoarea utilizatorilor pentru afacerile lor, prin reclame foarte bine direcționate și analize predictive. Acest model evoluat este cel care le permite să mențină majoritatea serviciilor gratuite. Totuși, ca o consecință, internetul a devenit un câmp de luptă pentru atenția utilizatorilor, care a propulsat giganții din domeniul tehnologiei să devină cele mai valoroase companii din lume, în timp ce spațiul digital se concentrează din ce în ce mai mult pe atragerea utilizatorilor într-un comportament online neproductiv, axat mai degrabă pe conținut irelevant, care să atragă atenția decât pe crearea de valoare. Dar, pe măsură ce aceste practici devin din ce în ce mai sofisticate, un nou set de tehnologie este gata să intre în scenă. Aceste inovații transformă această economie unilaterală a datelor într-o piață vibrantă, în care producătorii de date pot decide ce informații ar trebui să fie accesate, utilizate și comercializate, dar mai ales ce beneficii primesc în schimb. Cu ajutorul tehnologiei blockchain, Web3 creează o nouă premisă care permite proprietatea reală a activelor și, poate chiar mai interesant, proprietatea reală a datelor, care pot fi transformate de asemenea într-un activ profitabil. Ethereum este primul proiect care iese din incubatorul Elrond Dubai, lansat de Morningstar Venture în octombrie 2021. Incubatorul face parte dintr-o inițiativă de 15 milioane de dolari finanțată de Morningstar Venture pentru a aduce mai mulți dezvoltatori și proiecte în ecosistemul Elrond. Cu ajutorul echipei și a investitorilor, Ethereum vede un potențial larg pe piața din Emiratele Arabe Unite ca un prim pas spre stabilirea primei platforme descentralizate de brokeraj de date multi-chain din lume, cu cazuri de utilizare interesante și inovatoare care se întind de la partajarea datelor la nivel de întreprindere la utilizarea tehnologiei de identitate metavers susținută de date personale. Mark Paul, fondatorul al Ethereum, comentează știrea. Ethereum oferă o gamă de instrumente care permite trecerea datelor de la Web2 la Web3 și apoi să fie tranzacționate de la egal la egal, fără intermediari centralizați. Utilizarea tehnologiei blockchain asigură faptul că utilizatorii își pot lua proprietatea asupra datelor lor și pot participa la economiile de date Web3 și Metaverse. Danilo, director de informații la Morningstar Venture, care a condus runda de seed, adaugă: după ce am primit interes din partea 100 de proiecte în ultimele 3 luni de la anunțul nostru privind incubatorul Dubai Elrond și după ce am aprofundat zeci de proiecte de calitate, nu am putea fi mai încântați să dezvăluim Ethereum comunității noastre. Echipa Ethereum a acceptat provocarea tehnologică complexă și serioasă reprezentată de deținerea și tranzacționarea descentralizată a datelor și a făcut-o atractivă și relevantă, construind produse de consum a datelor în domeniile NFT, gaming și metaverse. Platforma de bază Ethereum există în prezent în blockchain-urile Ethereum, Polygon și Binance Smart Chain,
fiind în curs de dezvoltare pentru a implementa nucleul principal în Elrond, deschizând calea pentru un metavers bazat pe date, interconectat și multichain. Ethereum este un nou startup care permite transformarea datelor în active și tranzacționarea lor pe o piață deschisă. Utilizând tehnologia blockchain, Ethereum le permite utilizatorilor săi să dețină cu adevărat datele lor și să beneficieze imediat de valoarea acestora în fața terților. La rândul lor, aceste părți terțe au acces la un set de date mai precise și mai valoroase pe care le pot achiziționa cu o mai mare încredere în ceea ce privește valoarea lor și la prețuri mai atractive. Astfel se creează o piață autosustenabilă de active de date care pot fi valorificate pentru a îmbunătăți practic orice segment de afaceri care se bazează pe informații pentru a funcționa și a se dezvolta. Viziunea Ethereum depășește peisajul de afaceri existent și urmărește să valorifice capacitățile sale pentru construirea metaversului într-un mod corect. Prin utilizarea activelor valoroase de dat, cu ajutorul cărora contribuie la crearea în tandem cu tehnologiile hiperimersive, Ethereum creează un spațiu personalizat pentru ca munca, educația, administrația, afacerile și divertismentul să ia cele mai convingătoare forme. Echipa. Începând cu luna martie 2022, echipa Ethereum este formată din peste 10 angajați, iar numărul acestora crește rapid, fiind în curs de recrutare activă. Printre experiențele anterioare ale echipei se numără MSN, Guvernul Australian, Fox, Deloitte, AngloGold Ashanti, Berkeley și Arium Mining. Echipa de fondatori este formată din următoarele persoane. Mark Paul, cofondator și director executiv, cu o experiență de peste 20 de ani în crearea de informații în scară largă, inteligență artificială, blockchain și inițiative software distribuite pentru sectorul guvernamental, întreprinderi și startup-uri tehnologice. Praven Paul, cofondator și director de operațiuni, are peste 20 de ani de experiență în conducerea operațiunilor de startup la nivel global, cu o vastă expunere la industriile cu utilizare intensă a datelor, cum ar fi industria ospitalității, sectorul de producție și energie. Investitori cheie. Printre investitorii cheie se numără Morningstar Venture, Elrond, Mechanism Capital, Woodstock Fund și mulți alții. Cam atât am avut să vă prezint eu în videoclipul de astăzi. Consider proiectul Ethereum unul extrem de interesant și chiar dacă nu am reușit să prind o alocare la acest proiect, o să-l urmăresc cu siguranță. Găsiți mai multe videouri pe canalul meu de YouTube legate de Elrond, inclusiv tutorial pentru aplicația Maiar. Vă invit să participați la secțiunea de comentarii cu părerile voastre despre acest proiect și, de ce nu, despre ecosistemul Elrond în general. Dacă sunteți interesați, voi reveni pe parcurs și cu alte videoclipuri despre Elrond și despre ecosistemul Elrond. Nu uitați că vă aștept cu drag în comunitatea Mr. Crypto, pe Telegram, Twitter, TikTok și de asemenea ajută mult un like, un subscribe și clopoțelul pentru a fi notificați când postez un videoclip nou. Găsiți link-urile pentru canalele sociale Mr. Crypto în descrierea videoclipului. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.